Mă numesc Meșină Daniel, am 12 ani. Eu am auzit că se face un concurs de fluire și am decis să vin și eu să particip. Aici mi-a plăcut foarte mult să învăț, pentru că eu aici am găsit comoara sufletului, am descoperit ce este muzica cu adevărat și am înțeles că fluierul este ceea ce mă privește pe mine. Am învățat foarte multe cântece, formez un ansamblu de fete. Nu mai fete, să zicem. Poate s-a primit mai bine. Și a fost reușit, s-a primit reușit, a fost foarte frumoasă. În timpul de șoață tot numai fete, mai avem câțiva, 4 băieți vin. Așa, tot merg la concerte, dar majoritatea numai fete. Și ne prezentăm foarte bine la toate concertele care ne ducem. Am participat la Frunza Nucului, la Barber, Palele Țâclii, Rusieni, Ștefan Vodă, în Poiana Dorului, am participat la festival. Anul trecut am participat la întâlniri cu Covinienii, care au avut loc la Chișinău, la Ștefan cel Mare. Anul ăsta toți suntem invitați să participăm la acest festival și suntem invitați încă și în România. Așa cu cât mai avem vășâtă, că când o să fie sărmită. Dacă te duci, te întâlnești. Da, dar eu te dau duș al mai eu. Eu cu sau și-am drumul ăla să-i duci. Ești de seama notă. Bine? Șoare! Mă cunoști? Nu cunoști. Mă, ca ei... Adina din București. Mă, de asfântă tot în nasurie. Ei, moată! Dodan, să cred că poți să mai moată. Alita Dodan? Da, da. Ia că te ulină Dodan. Alita Dodan. Maria Dodan. Erau doi frați. Maria și Dodan. Da, cu Alita Dodan. Maria. Sora lor. Da. Dar măcar vă lor, eu. Tine. Bine ați venit la noi în comună, la oamenii noștri. După cum am înțeles, doamnă, sunteți originară de aici și născută aici. Da, pe cum? Vedeți? Ne pare rău că v-ați dus de aici și nu sunteți, spunem că din rusești noi, dar lasă că și dorlești, tot aproape. Dar vedeți cum lucrează Domnul, foarte bine lucrează. Da, iată, da, Dumnezeu da. Și ne-am întâlnit cu toți. Mă da proste. Bine ați venit. Să vă fie și inima bună, caldă și dulce ca pâinea. Deci, doamnă Nina, acest frumos colac este
copt de doamna Lidia, da, care este și rudă cu dumneavoastră. Așa? Da, iată, se vede. Dar acest prosop, care poate nu este cel mai frumos, dar vreau să spun că este țesut de mama mea. Când deja nu mai lucrez la școală, am început să mai fac un fel de revizuire, așa, prin cărțile mele, că erau atât de multe și zic, se mai caut prin ele care să le mai mut locul. Și iarăși, doamnă Nina, am dat de cărțile dumneavoastră. Și prima poezie care este în volumul 2 este Veniți la hram. E născut la noi în sat și are două cărți extraordinare. Hai să căutăm, să găsim noi, e la Durlești, că aș scrie că e la Durlești, dar... De acum dați. Și... Doamna primară, atât de avea pe capul lui atunci. Cu hramul. Și zice, bătate, în care a cântat atât de frumos pe Domnul Ceresc, a cântat atât de frumos copilăria, baștina, părinții, în genere, cele mai frumoase sentimente le-am găsit toate oglindite în cărțile doamnei Nina. Prima dată când au venit părintele cu aceste cărți, eram binecuvântată ca să fiu și eu dăscăliță la biserică. Și adică părintele mi le aduce, dar eu mă uit la notele astea, cât de cât eu nu cunosc notele. Părintele spune, nu știu, fă cum știi, caută, că, adică îi să găsești melodiile astea. Versurile mi-au plăcut, am încercat eu să încet, încet, adică să slușesc, eram de fapt și anul întâi la universitate, mi-am cumpărat așa o ionică ca jucărie și acolo, cât de cât, am aflat eu cât de melodie, adică veniți la hram, la această cântare. Dar Bija a zis că nasc și la Moldova oameni. Eu am să-l perefrazez și am să zic că nasc și la rusești noi oameni. Și nu putea dintr-o familie de oameni gospodari cunoscut în tot satul, vedem, adică, rudele care mai sunt, ca să nu iasă și o poetesă. Și dacă doamna Nina, înzestrată cu har și dar de la Dumnezeu, dacă avea încă, să zicem, o viață mai frumoasă și mai... Erau timpurile, nu? Că viața și... Dar erau timpurile altfel. Poate ajungea mult, mult încă mai departe. Dar ceea ce și-a atins ea până acum și citind cărțuliile acestea, poeziile, este atât de profunde, că doar cunoașteți cu toții că noi profesorii și mai ales profesorii de limbă română, suntem tentați cu poezia. Știi, cunoscându-le și pe surori, și ziceam chiar de una, nu știu, poate ați privit la Puscăvăreat, despre o familie de actori vestiți care au jucat în atâtea filme. Eu, în primul rând, sunt să mulțumesc foarte mult, doamna Lidia, că m-ați căutat și m-ați invitat. Încoace să ne întâlnim cu neamurile, că deoarece știți că am fost întreinată din mic, am fost dusă din sat. M-a purtat soarta încolo și încoace până m-a ajuns să măs la Hâncești, la internat. Și am ajuns la Soroca să-mi continui studiile. De la Soroca am adus soarta la Durlești. M-am căsătorit și am lucrat și la Soroca, cu studenții, am lucrat 2 ani, pe urmă am lucrat la grădiniță, toți anii la grădiniță cu copiii. Ia acum... spune tatăl nostru, ia, vine cu cea mai mică, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se-n voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în izbită și ne zbântește de cel viclean. Amin. Bravo, felicit, bravo. Deci, satul lui Sângură și a nostru,
La noi chiar și copilașii aceștia amintiri compun, scriu, gândesc, inventează. Când intră în satul rusești noi, îi scris semnul ăsta rusești noi, semnul rutier. Apoi, cred că niște copii zbânțuiți au scris filiala Moscovii. Așa e deșteaptă, eu mă mândresc cu așa soră. Și o poftiți mai vii la noi, prin sat. Da, și... sănătate. Și doresc mult sănătate. Are băiței frumșei, hâtri. Câți are, ia în zi? 5 băieți și o fată are. 5 băieți și o fată, extraordinar, doamne Nina, așa. Și referitor la carte, ți-a plăcut, ai citit? Am citit, da, frumos poezie scris. Este a treilea cârlan, tăiem trei cârlani pentru mâine de Sfântul Ion, facem o mâncare la biserică pentru toți Ionii și toți Vasilii. Mâine pe Sfântul Ion facem o mâncare din foară trei cârlănași de anul trecut. Unul merge la spălat, tete este sănătoasă, înăuntru, vedeți, tete este maiuri, tete. Așa. Așa. Așa că o tăiem așa iar, scoatem picioarele. Așa. Asta o mâncărică bună de berbeșel. Da, da, da. Am tăiat trei berbeșei tineri și facem o mâncare foarte gustoasă. Oh. Aici am mestecat. Acum și mergem la următorul. Oh. Aici a doilea cazan, aici. Tot. Foarte gustoasă mâncare, să-ți primească, să vede. Păi trebuie să oprești iară pe episcop, episcop, preoți, diaconi, monac și manohini, pretocinu preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pretoci aduc dară și fac bine în sfânta și-ndrătocinție de biserica aceasta.
Adică este ocupată atunci când femeile sunt mai puține. În primul rând, ca să vă rugați Sfântului Ioan Botezătorul. În primul rând, ca să aducem rugăciuni prinoase pentru toate binele care prin rugăciunile acestui Sfânt noi am primit. Da, a spus preotul acum. Vă numiți domnul? Ioan Capățel. Astăzi, toți sunteți creștini eroiași acestei biserici și să ne bucurăm de frumoasă, vă dorim și cred că sărbătoarea hramului este și un bilanț a acelor lucrări care dumneavoastră le-ați săvârșit în timpul anului și acum fiecare se bucură de succesele sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă dorească sănătate și Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel să fie pentru dumneavoastră rugători și mijlocitori, fericitările noastre. Am aici o misiune din partea primăriei să celebrăm astăzi două cupluri care au împlinit 50 de ani împreună și dacă sunt, primesc o mică, eu știu, atenție, 400 de lei. Eu am să-i citesc și să vină repede aici, dacă sunt în biserică. Au fost invitați, o să vedem. 50 de ani de căsătorie. Da, 50 de ani de căsătorie. 50 de ani când se în cuplu. Bolocan Joachim cu Bolocan Elena. Sunt. Trec în față. Vă doresc multă sănătate. Încă 50 de ani. Dau un cap familie. Vă mulțumesc!
Да, воздух ел с цепи. Да, цепачу в вас. Умин. Наись, рядом. Нику. Шивы. Куда ты это делаешь? Chiar îmbrăcați toți, nici nu m-am gândit că o să iasă atâta azi. Mulțumesc! Tineretul din satul Rusești Tineri. Acesta este gunoiul de pe răpușoara de la Coșel. Desigur că acest gunoi n-a fost cineva de la Văsieni, de la Bardăror, din altă parte. Tot oamenii din mahala aceasta au adus aici gunoi. Încă o dată spun, rușinilor și vai de capul lor. Tractorist, plătit, solar. Dar eu înțeleg, dar asta ea a venit, cum se cheamă, de la Bardăr, de la Chișinău, nu, toate astea. Primar, din deal vine. Păi din deal, dar cine le aruncă în deal? Nu tot oamenii? Ia ca în tot anul facem curat. Nu tot oamenii? Da, te vezi că e îngrămădit. Ia ca te las, n-a fiu adus sacul gunoi și l-a lăsat vidambă în poartă la mine. Dar cine nu știu, ia ca eu am un saltiu, am îi-l duc acasă, ia te-l vidambă, mă-i sacul legat cu... La gură și lăsat cu gunoi. Ard, ard, ard. Eu le dau cu tătul. Dar nu mai poți, am cine, vedeam, ne-am pus mahala asta, tăt și cine și balaurul și tăt. Să-l prindem într-o dimineață, cine e geala. N-au putem prinde și gata. Înțelegi care e treaba? Eu l-am văzut pe unul la Cuchea.
Sunt așa că la o săptămână cu noi la sala așa. Dacă toți județele le-a răscolit dacă nu le-am făcut. Că e vierg și curățel. Au vele rată. Da, e că iese copiii și joacă. Cum iese pe malul rău? Dai murdar, e fiind corect. Da, așa. Poți spui aici sute de polițiști, nu primari, nu faci, doctori, nu. Dacă el noapte dacă și trebuie. Oamenii nu ori da. Conștienți. Nimeni nu recunoaște cadou și gunoi. Toți. Nu știu, cine numai nu e în eu. Din gospodărie, tot o adus aici ea. El s-o coate că e tare deștept. Dar eu nu înțeleg, femeia și ea, soția la o lașal care a încărcat gunoiul, când i-a luat cămeșa de noapte și a adus-o aici, nu a putut să-i zică, băi, du la răptură, rușine. Ula, când să mă grădească, moartea să nu mă găsească, au, 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 inima, cu lanțuri să mă grădească, moartea să nu mă găsească, au, 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 inimă. Ca moartea să nu mai lasă, încă o viață și nu moarte, au, 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 inimă. Or cântec de fecioară și fecior. Bună dimineața, spic de grâu, și pe aurite mustăcioare râde strop de rouă lucitoare. Jo veteran mare, Emilia Vulpe, eu am lucrat cu dumneiei și a fost un om atât de cumpătat, atât de curat, că nu mă pot exprima. Și aș vrea în memoria ei să odihnească Dumnezeu unde este, să ne daie Domnul să ploaie și să rodească pământul, să avem și strânge. Din oraș am plecat în Italia după o viață și mai bună. Dar să știți, acum am întors din nou în sat. Aici unde pâinea este mai bună, aici unde este crescută de oamenii din sat, oamenii iubitori, oamenii care muncesc din zori. Mi-a părut foarte bine că am văzut și fotografia tatălui meu. Am muncit și eu. Bine să trăiești la noi în sat, căci colhozul-i mare și bogat. Unii au mașini pobede, alții n-au nici biciclete, fiindcă n-o fost sara la furat. Da, da, da. Unii au mașini pobede, alții n-au nici biciclete, fiindcă n-o fost sara la furat. Dar mai avem și club la noi în sat, căci colhozul-i mare și bogat. Tinerii tu stă pe afară și dansează lângă scară, căci aparatura s-a stricat. Da, 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 tinerii tu stă pe afară și dansează lângă scară, căci aparatura s-a stricat. Tata lucra la fermă, la bibliotecă lucra mama. Da, mai avem și bibliotecă în sat, căci colhozul e mare și bogat. Cărți avem vreo 4-5, pentru mari și pentru mici, le citești și ești om învățat. Da, 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 cărți avem vreo 4-5, pentru mari și pentru mici, le citești și ești om învățat. Întreprinderea dată pune acest tarif 12 lei pentru o persoană din gospodărie pe lună și 120 lei metru cub de murdărie pentru agenții economici pentru o perioadă de 24 de luni de la data începerii prestării serviciului. Și această întreprindere va deservi o populație minimă de 25 de locuitori, adică mai multe sate, și distanța maximă
unde va fi transportul să se miște este de 170 km. Acestea sunt condițiile agentului economic viitor care va lua în concesiune și el trebuie să iei în concesiune, pune și condiția, acest serviciu pe un termen de 49 de ani. Pe data de 8 iunie, deoarece am intrat într-o tradiție foarte frumoasă și ne știe toată lumea, vrem să facem a doua ediție a festivalului cireșilor și vărzărilor. Sunt gata invitațiile. Și după aceasta și ei la rândul lor să transmită gândurile și ideile. Cine au așa câteva probleme, așa, câteva ștrihuri, să vă spun. S-a vorbit despre omul, statul și dreptul. Omul se, adică omul se naște liber și ce datorii avem și ce este important ca să ne cunoaștem, ca să avem o viață mai bună, chiar și fericită, chiar la o vârstă înaintată, așa cum suntem, sau dacă e vorba de tineret. Deci la orice vârstă putem să facem lucrul acesta, dacă știm să ne organizăm viața interesant. Să ne reunim în diferite grupuri și mai ales pe mahalale, așa cum știm noi că sunt voluntari, fiecare mahala, iată acum când, de exemplu, am selectat și banii pentru o fântână, cum să vorbim mai târziu, sau cu vizitele, sigur, mai aproape oamenii care sunt în mahalale. Deci foarte interesant. Sunt zice, oamenii, fiecare, toți oamenii sunt diferiți. Noi nu putem intra în voie și nu trebuie să ținem una și bun. Dacă am spus eu așa, apoi e așa. Deci trebuie să cunoaștem foarte bine că fiecare am crescut în diferite familii, avem diferite obiceiuri, diferite și totuși în ansamblu noi trebuie să ajungem la un consens, trebuie să fim într-o unire, în grupuri, în așa, la o... Și în altfel am ajuns la rezolvare, la fiecare, dar nu ne trebuie. Uneori generează în diferite cazuri complicate și chiar violență. Și s-a vorbit foarte mult la aceasta, pentru că violența la noi încă, din păcate, este atât în rândul tinerilor, cât și în rândurile toate vârstei, de fapt. Și totodată, trebuie să știm că societatea are nevoie de organizare. De ce ne-am întâlnit noi? Pentru ca să discutăm problemele împreună, să ajungem la un consens și să mișcăm, de fapt, înainte societatea noastră. În cazul ăsta, satul nostru. Ia ca și o grupă de oameni în vârstă, dar noi am putea să începem să mișcăm unele lucruri. Sigur, la alt ședințe vin poate alți oameni care pot, unii dintre noi nu pot și vin și alții, deci sunt implicați mai mulți oameni în și organizare, așa trebuie să știm că totuși noi cum vrem numai noi, dar trebuie să ținem cont și de legile statului, pentru că regulile se fac pentru toți membrii societății și pentru a fi respectate și ele trebuie să fie clare și cunoscute de toți oamenii. Да. Bate pe la noi, lasă turmele de voi,
lasă grijă și nevoi. Și mai cântă din ce-n poi, mai vină bade pe la noi. Lasă grijele de voi, lasă grijă și nevoi. Hansel are 70 de ani. Eu am 50 când m-am măritat și mama cântă și când era și e mai tânără. Pare pinșa ea, vorbăță că le unesc. Dar aia asta n-am mai dobit-o și ăsta ascunsă pe undeva. Și acum de ce o ghiliți? Dar pus să o prospătăm. Prospetează, cum spune, nu? Cu care ghișe țară, ne ducem. Ce voi să-ți mama? Facem față de masă și o punem pe covata de pâine când o scoși pâinea din cuptor. Miele l-a spălat, dar eu le calc. Miele noastre l-a spălat, dar eu le calc. Ele trebuie smile zic l-a spălat, dar eu le calc. Ele trebuie strânsă după așa de pus în sufă, în funduc și de păstrat. Până la anul viitor, la anul viitor, iar le mai scoatem, iar le mai împrospățăm, le mai spălăm o dată. Ele, o să le bolăcăm. Și ele, nu e neapărat în fiecare an, dar totuși, dacă noi găsim timp. Și a interpretat, a pus-o primăria un cântec de ei, că o doamnă care cântă, o doamnă polivalentă. Că e etnolog, nu știe aici. Voi cu asta, că să vă registrezi, Alina. Plecată. Nu o să plecă. Râu ducea, ducea rovele la râu, suflecată până la coate. Ducea, ducea rufele pe spate, eu întreb cu ce le spală, cu săpun și cu seneală. Ajutat foarte mult, ia. Așa, ține, ține. Așa, ia la bunica, ia vină bunica, ține tu aici, vină și ține tu aici, ia pe bunica, cum ai să faci tu când ai să fii mare, ia? Așa, hai, zicește, nu vrei așa să ne ajuți, da? Hai vină tu, Felicia, ia să văd dacă poți, așa, să strângi egal, frumos, așa, ia? Așa, așa, bravo, bravo, și că noi să ținem așa, dar tu fă valul, întoarce așa. Așa. Nu călca, Denuța. Nu călca. Așa. L-am uitat, desigur, dacă nu l-am spus mai departe. Între Rai și Iad s-a stricat gardul. Și au început ei. Aia din Iad strigau la ăștia de Rai, faceți-l voi, ăștia de Rai strigau la ăștia. Zile a avut căreu, ne-a adus acolo, cât și de ei lua ceaile cu zahăr și făcea ceai. Și făcea ceai, cât și de ei e bie ceaia acolo. Într-o bună zi s-a terminat zahărul, s-a terminat ceaiul, dar Ivan, asta Ivan Gheorghe îi spune, contabilul șef, dar Zina, că s-a mântuit zahărul, că du-ți și cumpără zahăr. Da, păi cum? Eu îmi fac casă și... Da, Ivan Stefanovici, cum era el de fielul lui? Deci, așa e ea din capăt și ala, l-a crăpat tot, zahărul e. Mi-am amintit și de colegii care nu mai sunt, poate, dintre noi. Deci, mulțumim celor care au făcut o sărbătoare astăzi, dintr-o zi obișnuită, o zi de sâmbătă, de 1 martie. Și vă invităm în continuare la masa rotundă. La Ileana așa și închipuie. Închiță întreba. A, închiță, da. Ei, dar de mă las, că da. Își facem, păi și noi acasă. Aici fac o pușețcă pentru nepoțcă. Am avut două făcute. Străistuță. Ca străistuță din vechime, da, dar am fete și poartă. Să duc la școală cu cărțile. Nu cu cărțile, să duc la primare, să duc în oraș. În loc de poșete, da? Da, ca o fel de poșete. Toate de urmă așa ea.
Cuscră, mi-ai spune și chipuri să mă jărească, la urmă zici condoleanțele mele, Cuscră. Dar eu zic, Doamne, și să răspund, mai... știu că trebuie ceva frumos să răspund, apoi că e Cuscră de la România, nu de el de mine, așa de aici, de la țară. Și nu-mi vine în cap și să-i spun și o tun și eu repede. Mulțumesc, Cuscră, asemenea și mai tare. Știi că moare omul, de 12 ori trage clopotul. Când ai auzit clopotul, vii acasă și pui asta în ușaltiță. Așa este, îl gătesc pentru atâta. Prea de grabă. Hai tu, treci și gata. Că mi-e așa de mort și prosobul altiță, treci și gata. Și mi-i pui și într-un capăt. Nu mi-i pun eu euri, dar îi pun eu capicuță care rămâne acasă. Să mă iatru și așa lieie. Dar lile auzi când mamă nu-i chiar prosc și trebuie ceva mai bun. Ei, că îți mai pune și îți mai avie și fugi. Alătre, alătre, alătre. Ei, de țigaie, da. Să-mi faci o părere de colțuni, Lida. Da? Dar cum? Să fac o părere de colțuni, Marta, dar să-i împletești. Mă aflu acum lângă doamna Maria, stăpâna casei. Doamna Maria, dumneavoastră, ce faceți aici? Îmi plătesc aici, mă stănuț. Dacă am spate, le fac și mă stănuț fac. De când dumneavoastră ați deprins această îndeleticire de a croșeta? Noi de copii eram acasă, tot făceam o hrăboță. Eu de până prosoabe, când înaintea așa să făceam, nu înțeleg. Trebuie să faci prosoabe, să le iegi oastea, altfel ele... Adică se făceau manual? Da, și... da. Era o muncă enormă și da, lucram noapte, făcem vorboțele, am uia ca-i meghine pentru tineriet. Mă apropii acum de doamna Valentina, care și ea la rândul ei croșetează. Doamna Valentina, ce croșetați dumneavoastră aici? Eu ca aici fac o gentuță pentru nepoate-o, pentru fata mie, pentru cine. Și pe ca aici am coaftă tot pentru fata făcută. Am trăit cu socrul la un loc 23 de ani, am făcut 6 copii. Și socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, tare mi-a iubit copiii. Mi-a ținut, eu mă chem la colhoz, cum era pe timpul, mă chem la colhoz. Fermieră și își petrece majoritatea timpului la serviciu. Totuși, dumneavoastră găsește timp pentru a dedica lucrărilor de croșetare. Doamna Elena, cum reușiți să înfinați serviciul și iată această meserie de a croșeta? Omul, dacă e harnic, toate ce ne dovedește. Eu mă culc târziu, la miez de nopții mă culc, la 3 de noapte, 4 mă scol, mai fac focul, mi-a țâț foc, îmi fac curat și mă duc la lucru. La ora 5 ies din casă. Vin seara acasă, iar fac mâncare, fac strebieș pe prejurul cășei și mă culc și iar din nou la lucru. Și așa lucrez și așa mă săp de ghine. La lucru eu sunt cel mai fericit om și cel mai sănătos. Și așa aici tare în ghine. Am venit, am fost niciodată, prima dată am aleg de emoții, să mă iertați. N-am știut așa de așa frumusețe niciodată. Am văzut televizor, dar aici e televizor, e una, dar aici e foarte frumos. Și e real, și de ești oameni gospodari, îmi pare că nici nu sunt la noi rusești. E plăcut, e foarte bine, nu prima dată am venit, alea că n-am prea știut că și trebuie să ieși. Am și eu lucruri frumoase, puteți să le aduc. Dumneavoastră, prima dată. Ce faceți? Ia că asta e un hoț tipus la o prostirică, la patru, cum spune înainte, la prostiri, la patru, se făcea, ce se mai făcea Valentina mea? Culme se făcea, da. Punea lumea besmâni, barizuri, cum așa era înainte. În fundul cășei nu era covor, dar punea culmea asta și apoi puneau besmâni, ei mi-a scut besmâni mai multe, puneau. Șalinci, broboade de astea mari, noi zicem șalinci, dar de astea care cu pinghii. Dumneavoastră ați mai participat la așezător? Nu, prima dată ea cam mi-am venit și vezi că o leac mă rușinez, o leac la emoții, da, mă, și ca să treacă emoțiile. O să vin câte 100 de grame de ce dă Dumnezeu aici, o să mai cătem și o să treacă tăt, așa mă gândesc eu. No, noi de obicei tot ne ajutăm și pe femei, mai ales lucru care e greu pentru dânsă și mai ușor pentru noi. De exemplu, eu cu rășchitorul, eu și pun asta pe rășchitor de pe gem, iar în modul ăsta se pune așa pe rășchitor, tot așa. Se pune. Da. Odată se e partea dreaptă, odată se e partea stângă. Așa. Și pe urmă ce să faceți? După ce am terminat tăt, luăm și numărăm așa de la mijloc, luăm într-o parte și câte 3 fire. După ce am terminat de pus pe rășchetor, luăm și numărăm câte 3 fire de ață
și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6 și tot așa până ne se dă până la vreo 20 de verbe. Și zic că dacă avem vreo 20 de verbe, se numește sau cât acolo o șgheuță și apoi câte șgheuți, după aceea noi știm câte ne trebuie la țesut. Pentru, de exemplu, un metru de țol ne trebuiește 20 de șgheuți sau 30 și apoi noi știm cât să punem pe sulul la natra. Asta e lucru care e cu râșchitorul. Și apoi mai sunt alte lucrări care se adaugă la făcut țolul și anumit că cum s-a început lâna se toarce, aici se pune pe râșchitor, după aceea se pune pe la natră, pe sur și tot așa mai departe. În afară de acest lucru, noi, pe urmă, bărbații, mai cinstim femeile cu câte un pahar de vin, dar eu, inclusiv, mai fac foxuri. Fac foxuri care femeile ele știu a cânta, cântă, una alta, dar eu fac foxuri. Și iată, o să demonstrez câteva foxuri, da? Ele, prin foxurile astea, tot alea, cum s-ar spune, se destrează, e interesant cum se trec, cum foxurile astea, de unde le știu eu, cum fac de ele, nu observăm secretul în eu. Și mă întreabă, dar eu nici până azi de câte ori faci mânășezător, dar nici până azi nu le-am spus secretul. Păstrați secretul. Da, fiindcă chiar să le spun, n-am să poate face, fiindcă asta e magie care nici nu se poate transmite la fiecare, cum să spun așa. Iată, avem o cutie, e goală. Uitați-vă, n-are nimic, așa e simplu goală. Eu pun aici un leu, să zicem, și am închis-o. Da. Luăm batista, o stupăm, o cuperim și mai am o carte. Cartea asta fac semene. Care, sunt niște semne magice? Da, niște semne magice care mi ajută. Luați batista. Este. Este. Înseamnă că nu a funcționat focusul. Nu, vreau să arăt. Să ne a dispărut. A dispărut. Unde a dispărut leul? A dispărut. Și nu o să-l mai găsim? Nu mai găsesc. Nu mai găsesc. Iată altul. Avem aici, așa, un fel de obiect, care, în trânsul, este... O bilă. O bilă. Putem să o scoate. Da. Și... Așa. Am pus aici, bila, o pun în buzunar. Așa. Bila e la loc. Dar cum a apărut la loc? Bila e la loc. Și spune că e. De ce să zici că e magic? Da, domnule Vasile, sunteți un magician foarte bun. Foarte, foarte. Că și ești prima psică o luată de ea. Este un zar. Magie, este o cucerică. N-a mai luat-o el așa, s-a dus o iei maru să-și o lua pe voaia în loc să o iei maru. Nu o să pui totul. Noaptea trepcerată. Câte-s goale? Uitați-vă așa. Și goale. Goale, o să le vezi că da, spui eu, dar eu nu-s goale. Maru sau eu, zvoalea. O să vă dau asta. O să puneți bila aici. Și ea are numerație, uitați-vă, are de la 1 la 6. Până la 6. Orice număr îl puneți așa ea, în sus, și o acoperiți. Și eu să vă găsesc și număr stabil în sus. Dumneavoastră nu trebuie să vedeți. Nu, eu nu trebuie să văd, poftim. Tac, eu nu. Doșeți, aș puneți acum. Puneți și arătați și la cameră și număr stă acolo. Nu se vede. Se vede. Da, stai mai bine spre cameră. Se vede. Da? Acum și o să vedem. De ce este în stare domnul Vasile? Gata, domnul Vasile, puteți să vă întoarceți? Poate batista asta e magică. E vermecă.
numărul 6. Corect sau nu? Corect. Cum ați aflat? Bine. Mai aveți vreun decizie? Mai avem. Vreau scamatorie? Că să mai arătați și pe parcursul și ajutorul ăsta. Avem o... un lanț. Un lanț. Catista e goală, n-ați nimic, da. Și avem un lanț. El la cușă se spară sub batista. Poate totuși ne împărtășiți secretul. Iată. Ei. Să fie albă. Da. Iei cafenie, nu trebuie albă, o fac tătă să fie albă. Haideți să vedem. E n-are hârtie, n-are lipit nimic, ca să demonstrez, turnă apă și să zic că ține apă. Care-mi turnă apă aici? Nu, n-ați mai aproape așa. Să iau batista? Nu, trebuiește. Așa, toată apă. Tot? Toate. Așa, gata. Așa, gata. Și a rămas bea. E magic. Ia să vedem. Bravo, domnule Vasile! Era cafenea, acum e albă, fotografia mea. E fotografia dumneavoastră acum, da. Când erați tânăr. Da. Vă mulțumim pentru aceste momente frumoase. Mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la 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 la. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la 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 la. Șezătoare-ai pe hârtoi, șezătoare-ai pe hârtoi, șezătoare pe hârtoi, unde papăieții foc, la 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 la. Bărbățelul meu cel bun mi-a pus lăcata la vin, lai, 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 lai. Bărbățelul meu cel bun mi-a pus lăcata la vin, lai, 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 lai. Dar eu în gața nu dorile, vai, lume draga mea, măi. Și când cântecele mele de dragoste și de jăle, eu legata în lodurile, vai, lume, draga mea, măi. Și când cântecele mele de dragoste și de jăle, care mai ieri, măi, Ei nu vinde chiloță femeiert. Hai la chiloței, hai la chiloței, hai la chiloței. Una ce da cât coastă chiloței, el îi spune și înzăi de lei de o vorbă. El zice, scun chiloței, scun chiloței, dar el zice, dar îmbră fără chiloței. A lucrat, a terminat din pletit, ea ca ne-a strâns lucrul în deamă. Mai bem câte un păhar de cinste și ne ducem acasă, ne culcăm. Dați-i mătuși cu bătuși izdete, ia turnați-i mătuși, unii, ia zi de mătuși, ia zi de mătuși, o margine, ia mătuși, o margine, iu, hu, hu, hu.
da. Ai să joci, Mătușă? Dacă îmi cânta, să-ți joc, dacă nu, nu. Scântăm, da? Da, da, da. Ce cântic, Mătușă, scântăm? De care vrei, de seama? Pe Heruț Florișele. Ia ca, de pahar, de pahar, Mătușă, da? Hai, doi, trei. Pe Heruț cu floricele, măi, măi, iar-n-i chile, nănășele, măi, măi. Pe Heruț cu floricele, măi, măi, iar-n-i chile, nănășele, măi, măi. Trăiască babușca la mulți ani și Ivonică să vii și la anul. Asta e un babușcă cu figură, frumoase! O să-i lăsați cu saicu! Lumea zbăi, măi, cât e mare, e lume, draga mea, măi! Mâine alta în locul meu, mâine alta în locul meu, măi! Jos e luna, sus e luna, și-aș muri, dar nu acum! Și când ai început-o? Amu, după Crăciun. Măi, atâta e făcut? Dar tu, cum să fie treaba, nu dormi nopțile, da? Treaba mici, mă, da, fac. Dacă n-am cine, să dorm. Dar de oba nu ora și face? Da, eu costum național. Măi, costum național gătești, sau cămașul pentru costum național, da? Da, pentru mădălită. Să viere, da, să viere. Pentru... Șică, da? Da, da. Deci, până ziua ora îți întrebă. Du-te la Gila. Așa l-a zis-o, Sara. Da, eu o ghemă. Arată șarful, frate. El că nu știe ce-i. Șarful l-a terminat. Flarul l-a terminat. Și e cam început, dar eu știu ce-a seasă, nu știu. Față de masă. Eu fac găurică la niște șervete, ăsta-i de pus în ușă. Oi! Asta ce nu mă gândiți. Mai degrabă pe tăinii alte pomană, așa. Ei, dar dacă nu ești, așa trăiești mai mult. Ai te duci la mort. Frumos, că l-am brodat și pe urmă am început. Ai și fel de prosop, în patru iețe sau? În patru iețe, da, în patru iețe. Și spui tu că l-ai brodat, soarul, că-i cusut de mătrușul, că se de țăsut. Da, ăsta e țăsut. Și bănică. Așa mai mergea la zi, bă, două părți. Între aici, am bălbăit până la mână. Așa, că se și aici fac găurică și apă valea lui Curca sunt apărăți. Și să fie frumos. Da, da, da. Tot fac găurică la acest prosop frumos care l-am câștigat eu când eram lună. Întășiță-l invers. Da, mai fac o invers, la cameră. O să-l folosesc la activitățile mele când facem noi la club, la da, șezători diferite, să putem pune așa frumos. Concerte când o mișină da, da, la camul sau. Frumoasă, la mama mea am învățat pe vremuri cum se face, dar este și mai bătută, dar se face la alt prosop. Pentru că acum nu mai controlez lucrări de control, acum nu mai lucrez la școală și acum am făcut și o gospodină. Altă activitate. Da, altă activitate și chiar și șezătoarea din seara asta, cred că tot se datorează faptul că eu sunt președinte și tu ești vicepreședinte. Așa se întâmplă, și te organizăm a personalului. Eu am vătat două ore de cărbunci. Deși eu te mai întorc câte o... Da. Scrâți că el își pornește din loc. Am vrut să dau un test de până, dar tot gura mea e mai aproape. Vă dorim toate bune, să fiți sănătoase, faceți lucruri frumoase și să ne întâlnim. Nu chiar des, dar bine. L-ați văzut cine... Sănătate și numai bine la toată lumea.